Salutare, dragi și drage! Eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Cred că în videoul trecut v-am lăsat așa un pic gândindu-vă la preferințele mele în materie de parfumuri și mai exact la parfumurile pudrate. Și cam asta o să fie scopul videoului de astăzi. Eu o să vă prezint cumva toate parfumurile mele pudrate și de fapt ce înseamnă pentru mine ideea asta de parfum pudrat. Este, cred că, una dintre cele mai abstracte idei de miros pe care eu le am în cap, pentru că pentru mine parfumurile pudrate inspiră la machiaj. Dar, înainte să trecem la videoul în sine, nu uitați să vă abonați, apăsați pe butonul acela de subscribe, care este aici sau aici, vedeți pe aici jos. Scrieți-mi și în comentarii ceea ce credeți despre conținutul pe care îl fac eu. Mă urmăriți și pe Facebook și pe Instagram, în cazul în care nu mi-ați dat follow și like, apăsați și acolo și pe Facebook și pe Instagram, găsiți linkurile în descriere. Vreau să vă mai vorbesc despre un parfum pe care eu mi-l doresc incredibil de mult, dar din păcate încă nu mi l-am cumpărat, o să vă spun și de ce. Eu vreau să vă surprind cu un nou unboxing, dar din păcate mașina mea s-a hotărât să-mi ceară ea niște bani și s-a stricat și cel mai probabil banii se vor duce la mașină pentru că am nevoie să mă deplasez și de asta nu mi-am mai făcut o nouă comandă pe Parfumaz, deși eu îmi doresc foarte mult acel junon roz despre care eu v-am mai vorbit acum ceva timp. Am primit o mostră la ultima mea comandă de pe parfumaz.ro în momentul în care mi-am comandat minunatul și incredibilul manej ruj. Mă scuzați dacă am pocit numele, care înseamnă carusel roșu. Ok, carusel roșu. Deci am făcut franceză din clasa a doua, pocesc numele parfumurilor și numele în franceză, dar în fine. În momentul în care mi-am făcut această comandă la acest parfum, am primit o mostră la un parfum, cred că tot de la Al Haramain, și el se numește Junon Rose. Sper că nu i-am pocit numele și ăstuia, dar în momentul în care am pulverizat acel parfum, wow, și acum mai am foarte, foarte puțin din mostra aia și o țin și mă dau cu foarte puțin, dar o am la mine pe birou și o miros destul de des pentru că îmi place foarte mult. E, parfumul ăla mă duce cu gândul la catifelat și la pudră. Încercați să vă imaginați pudra de bebeluș sau cremele de bebeluș sau cremele alea care au un miros fin și pudrat. Deci da, ăla cred că în momentul ăsta este parfumul pe care mi-l doresc cel mai mult să-l am în colecția mea și v-am spus, vreau să-l comand, dar mașina mea a vrut să nu. Și ăla este o dorință de parfum pudrat pe care eu o am. Nici acela nu știu ce conține, nu știu dacă conține ceva note pudrate, dar pe mine mă face să mă duc cu gândul la parfumurile cremelor de corp pentru bebeluș sau la pudra pentru bebeluș, la Johnson's Baby sau cum s-o numi. E un miros fin și pudrat și plăcut. Bun, aia este dorința mea numărul 1 în momentul ăsta în materie de parfumuri. Bun, cam atât cu partea introductivă, haideți să vă arăt parfumurile despre care vreau să vorbesc astăzi. Cred că am mai tot vorbit și am tot vorbit despre Paris Baroque de la Jean Couturier. Acum se face un an de când îl am, este un parfum 100 de ml și eu am cam atât din el. Și sper să reușesc să-mi mai comand încă unul. Apoi, un alt parfum care pentru mine este pudrat este acest minunat Ignisfer de la Jacques Battini. Aleg să vi le arăt așa pentru că ele au o
un istoric împreună. Apoi, mai avem și mai avem acest Pink Saga. Asta este de la Imper. Eu astăzi trebuia să mă îmbrac într-un roz pudrat, pentru că vreau să fiu un exact să semăn cu parfumurile pe care vreau să le prezint, doar că am dat cafea pe mine și... Deci mă vedeți în această bluză portocalie, portocaliu este culoarea mea preferată. Așa, am trăit până acum, apoi un alt parfum pudrat care mi-e place foarte mult este un altul de la Jacques Martini și anume Moments. Am mai vorbit despre acesta în mai multe videouri ale mele, chiar și în video-ul trecut l-am menționat ca un parfum special. Asta mie mi se pare că e o combinație faină de paciulic cu trandafir și se resimt așa un pic de note pudrate. Minunatul și incredibilul lipstick de la H&M, îl aduc imediat. Minunatul și incredibilul și micuțul lipstick de la H&M, care și acesta, bine, îi spune și numele lipstick, deci are așa ceva pudrat în el. Ce alte parfumuri ar mai fi? Să mă gândesc și să mă uit printre ale mele. Am câteva mostre, pentru că sunt și în câteva mostre parfumuri pe care eu mi le doresc a fi cumpărate, dar haide pentru un moment să ne limităm la acestea. Și să vă spun câte puțin despre ele. Momentul în care eu am luat contact cu parfumurile acestea pudrate a fost încă din copilărie, când îmi plăceau foarte mult cum miroseau fardurile mamei mele. Eu nu am avut o bunică cochetă care să se aranjeze sau să se fardeze și așa mai departe, dar maica mea era incredibil de cochetă și avea truse din acelea de machiaj, în cazul în care vi le amintiți, cred că există și acum, dar ea avea o trusă de machiaj acum... nu știu, vreo 15 ani, de la Ruby Rose. Și era o trusă de machiaj pe mai multe niveluri și trăgea așa câte o chestie din asta și îmi amintesc că odată am încercat eu și cu sorul meu să ne machiem, ea cred că are mai multă dexteritate ca mine, și din greșeală, jucându-ne, normal că am dat cu trusa de machiaj pe jos și s-au împrăștiat fardurile acelea și cred că aia este prima mea amintire cu ideea asta de machiaj parfumat. Era un miros este un miros atât de specific al machiajului și sunt sigură că oricare femeie care s-a machiat cel puțin o dată în viață are mirosul ăla de machiaj combinat cu o idee de parfum. Și mi se pare că este exact același miros pe care îl resimt și în magazinele de specialitate, dar și în standurile cu machiaj din interiorul magazinelor gen Sephora, Douglas și așa mai departe, care au și machiaj. Deci cam asta înseamnă parfum pudrat. Parfum care te duce cu gândul la machiaj. Dar pentru mine, vă spuneam, aduce și a ceva mai vechi, a ceva vintage. Și într-o zi căutam eu în căutările mele despre parfumuri, căutam parfumul pudrat, exact așa am scris pe Google, parfumul pudrate, și dintr-un articol într-altul am găsit pe Fragantica trei parfumuri, acestea trei, Ignis Fer, Paris Baroque și Saga Pink. Asta se întâmpla anul trecut, să vă spun. Pe acestea trei le-am găsit. Desigur, la momentul acela, pe site-urile din România, nu găseam niciunul dintre ele și m-am chinuit foarte mult. Le-am scris celor de la Jean Couturier anul trecut, din păcate ei nu mi-au răspuns. Nu am reușit să-l comand inițial și în final l-am găsit undeva pe Amazon, în Germania. Și mi-a fost trimis, ciudat, din Bulgaria și mi-a fost trimis acest Paris Baroque. Eu le-am făcut și un unboxing și acesta este un parfum pudrat fructat. E un parfum foarte sexy, e un parfum ce soțului meu îi place foarte mult, e un parfum care atrage complimente, e un parfum care prin felul în care se prezintă
reușește să te facă să te simți elegantă și sexy, dar în același timp și feminină. E un parfum care are licii în el, e un parfum în care notele astea pudrate de machiaj se regăsesc la notele de mijloc și are oricum foarte multe, foarte multe influențe în el și eu reușesc să-l asociez un pic cu, de fapt un pic, destul de mult cu Sidel Armani, dar ăsta îmi place mai mult. E un parfum care pe mine m-a costat $20, e la 100 ml și e o apă de parfum cu o idee de longevitate foarte mare, chiar 9-10 ore, depinde și de pielea fiecăruia și am văzut că merge foarte bine în zilele mai ploioase, în zilele mai reci, cumva reușește să îți aducă căldură, dar în același timp și eleganță. Cred că eleganța tot la notele pudrate și notele fructate și dulci te fac cu gândul, te fac să te duci cu gândul la vară și la căldură. Deci, un parfum pudrat din colecția mea este Paris Baroque de la Jean Couturier. Să vă mai arăt odată sticla. Cred că am tot arătat-o în videourile trecute și pe Instagram. Dacă vreți să vedeți poze faine cu acest Paris Baroque, uitați-vă pe Instagram la mine. Este elegant, este chic, este feminin, este un parfum tineresc și chiar vi-l recomand. Dacă puneți mâna pe el și vă plac parfumurile care au ceva din ADN-ul Sidel Armani, puteți să vi-l luați pe acesta pentru că este mai accesibil la preț. Bun, următorul este un parfum arabesc de la brandul Emper. Eu habar n-aveam că brandul ăsta Emper este un brand arabesc. De la Emper eu mai am vreo două, cred că, ăsta Dol și mai am unul, ăsta, Urban Woman, care nu prea îmi place mie. Emper ăsta nu este, din punctul meu de vedere, cu nimic în evidență față de alte branduri comune de parfum, dar Saga Pink ăsta este complet diferit. Eu am mai mirosit de la Emper mai toate parfumurile lor pentru că în zona în care stau eu au deschis în mall-ul meu un stand din ăsta cu parfumuri de la Emper și am mai testat și nu mi s-a părut niciunul ieșit din tipare și destul de comune cu persistență relativ mică, dar acesta are o persistență foarte mare și ori mă dau eu cu foarte mult, ori pe pielea mea are o persistență mare comparativ cu altele pe care le-am testat de la ei. Eu pe acesta cred că am dat tot vreo $20 pentru că și pe ăsta l-am luat-o de pe Amazon. Acum am văzut că se găsește și în România și chiar în online am văzut că se face foarte multă reclamă la el, adică la brand, dar pe mine nu pot să zic că mă încântă foarte mult, dar mă încântă parfumul ăsta în sine. El arată foarte, foarte frumos. Ce am văzut eu pe site-urile din România, el costă 99 de lei. Ce e fain e că chestia asta e metalică, sticla este foarte grea și ăsta este un fructat, dar mai fructat decât celălalt, pentru că Paris Baroque ăsta e un parfum franțuzesc, e un parfum care are și iasomie și frezie în el, pe lângă notele pudrate și licii, iar acesta este un parfum fructat. Eu reușesc să resimt în el doar fructe și... Da, asta e un parfum fructat dulce, dar nu dulce gurmand. Și desigur, și acesta are notele pudrate. Și cred că rozul ăsta pudrat îi se potrivește destul de bine. Ăsta chiar atrage multe complimente, dar am văzut că atrage multe complimente din partea femeilor, mai puțin din partea bărbaților. Și acesta este tot la 100 de mililitri, cred. Da, așa pare la 100 de mililitri să fie. Și e drăguțel. Apoi, cel mai ideea de cel mai vintage dintre toate o are acest Ignisfer de la Jacques Vatini. Mi-e greu să mă exprim când vine vorba despre acest parfum. Pentru că ăsta cumva merge în sfera elegantă a parfumerii, în sfera parfumurilor pudrate, vintage, dar ăsta cred că are paciuli în el.
E un parfum mai tare. Ăsta, dacă încercați să vă imaginați cum miroase, nu, vreau să-l compar cu Opium, dar Opium nu. E un parfum tare, e un parfum ce eu resimt că nu are nimic dulce în el, e un parfum ce poate fi foarte bine purtat în iarna și are o persistență incredibilă. Aș vrea să citesc un pic din notele lui, dacă îmi permiteți, imediat să caut. Deci, așa, el are, ca note de vârf, desigur, avem citrice, dar îi zic că ar avea și piersică. Nu resimt nimic din piersică, hai să și pulverizez un pic cu el. Ba da, în momentul în care pulverizez, vine așa un iz de citrice și o adiere cumva de piersică, dar e doar o adiere. Nu știu dacă ați mirosit vreodată coaja piersicii. Adică în momentul în care vă hotărâți să cumpărați sau să culegeți, să mirosiți cum miroase o piersică. Cam ăla este izul inițial pe care parfumul ăsta ți-l dă. Resimt și ceva floral, tind să cred că este iasomie, dar nu sunt sigură. Și ideea de parfum pudrat vine în principal de la combinația de trandafir și cu violetă, cu frunze de violetă, cu heliotrop. Ăsta are, e un parfum ce are trandafir în el, dar nu mă duce în sfera aia de pudrat resimțit în parfumurile care au violetă în ele. Dar da, are trandafir și iasomie, deci ca note de vârf eu reușesc să resimt citric și doar un iz de piersică, iar la ca note de mijloc se resimte o combinație de iasomie cu trandafir. Și desigur, la notele de bază regăsim santal, regăsim vanilie și am senzația că și vetiver sau paciuli, dar nu sunt sigură. Deci ăsta, grație și ingredientelor pe care le are și notelor pe care le are, este un parfum ce se duce mai degrabă în sfera vintage, în sfera mai elegantă a parfumeriei și cred că se pretează foarte bine a fi purtat seara sau pe lângă seara, toamna, cred că merge foarte bine și iarna purtat, pentru că e un parfum tare și un parfum care rezistă, cred că, la frig. Bun. Ăsta este parfumul pentru care eu am făcut toată comanda aia de câteva sute de euro la Jabatini, pentru că mi-am dorit foarte mult acest parfum. Mi-am comandat mult mai multe de la ei, dar o mare parte din ele le-am dat surorii mele, pentru că mai aveam parfumuri care se regăseau ca și miros cu altele pe care le aveam, însă acesta este ieșit din tipare. Din păcate, el nu se găsesc în România. Eu le-am tot scris să-i întreb dacă aș putea cumva să le import, dar din păcate nu mi-a răspuns nimeni și nici nu mi-au spus dacă aș putea să le găsesc undeva în România. Pe de altă parte, eu am văzut că ele se găsesc pe Amazon, însă prețurile, adică acesta, pe Amazon costă undeva la 55 de euro sau 60 de euro. Nu spun că nu merită, e un parfum care merită foarte bine, mai ales pentru că are și cristalul ăsta Swarovski. Dar eu am dat mult mai puțin pe el pentru că am făcut și o comandă foarte mare și de asta parcă nu-mi vine să dau prețul întreg de pe Amazon. Bun, următorul e un parfum foarte, foarte gingaș. E un parfum adorabil, aș putea spune. E un parfum foarte ieftin. E un parfum ce poate fi purtat foarte ușor în poșetă. El se numește Lipstick și este de la H&M. Eu am dat pe el până în 20 de lei sau 22 de lei, nu mai țin minte, știu că acum este 22 de lei la ei pe site. Cred că are 20 de mililitri, da, are 20 de mililitri și mie mi se pare că aduce foarte mult a mirosul de ruj, dar rujul ăla un pic fructat. Da, pare un parfum zemos, un parfum care pare să fie zmeură în el, nu știu exact ce note are, ele nu sunt listate niciunde, ci exact are infuzie de lipstick. Nu știu dacă ăsta este și mirosul de parfum care se adaugă în rujurile de la H&M,
nici nu știu dacă H&M are rujuri, cred că are, eu nu prea mă dau cu ruj. Dar mie îmi place foarte mult parfumul ăsta. Miroase foarte bine. E fructat, zemos, dulce și mă duce cu gândul la ruj. Deci chiar mă duce cu gândul la ruj. Și persistă. E un parfum persistent. Pentru 20 de lei mă așteptam ca în jumătate de oră să se ducă, pentru că am câteva parfumuri de la Zara, din colecția lor Zara Improbable, care nu persistă la fel de mult cât persistă ăsta și au fost un pic mai scump. Bun. Și vă mai spuneam de unul, acest Moments de la Jacques Attini, care și acesta este o combinație de trandafir, paciuli, vă spuneam, dar totodată el tind să cred că are și ceva frunze de violetă. Frunzele de, nu, de iris, nu, iris, da, frunzele de violetă și frunze de iris. El are, acest parfum are trandafir în el și ca note de mijloc, dacă nu mă înșel, are și ceva strânjenel. Strânjenel slash iris. Sau cel puțin așa sunt în capul meu ele două. Irisul de strânjenelul. Ca și când ar fi același lucru. Oricum, ideea asta de... Ideea de trandafir în el pe mine mă face să îl asociez automat cu parfumurile elegante. Elegant înseamnă un parfum pudrat, un parfum mai pretențios. Și cam acesta, așa este acesta și el este pretențios la un preț accesibil. El este un absolut de parfum și se încadrează perfect în ceea ce cred eu că ar însemna parfumurile pudrate. Și acum, ca mențiuni speciale, în acest top al parfumurilor pudrate pe care l-am făcut eu, nu știu dacă are sens sau a avut sens ceea ce am spus până acum, dar am vorbit liber. Ar fi. Mamă, deci Eclat Mon Parfum. Eclat Mon Parfum de la Oriflame. Este un parfum elegant și tineresc. Am mai vorbit despre el, l-am inclus în topul meu al parfumurilor de iarnă de anul trecut, în momentul în care m-am apucat de treaba asta cu YouTube-ul. Și încă îmi place foarte mult. Și ăsta are iris în el, are un acord special de la o casă, Casa de Ler sau de Loire, nu mai știu, și prin faptul că are acel acord de iris, asta îl face un pic să pară și un parfum pudrat. Ăsta e un parfum de cumpărat de la Oriflame, dacă puneți un apel la o ofertă, vă recomand să vi-l luați. Apoi, un alt parfum care are iz pudrat în el și elegant, ar putea să fie... sau are potențial să fie acest Bourjois. Bourjois este unul dintre primele parfumuri la care eu le-am făcut review la mine pe canal. Am mai avut unul Bourjois, nu mai știu cum se numea, dar era roz. Pe ăla l-am dat cadou, că nu mi-a plăcut foarte mult. Dar acest Bourjois, nici nu mai știu cum se numește, Glamour Excessive. Ăsta este un parfum pudrat perfect. De ce spun asta? Pentru că, mă rog, brandul Bourjois este cel care creează machiaje, creează produse din astea de înfrumusețare cosmetice și așa mai departe. Și mirosul acesta Glamour Excessive, nu știu dacă se mai fabrică parfumul ăsta. Glamour Excessive, mă, nu știu dau cu el acum. Dacă lași să se așeze un pic pe tine, te duce exact în sfera aia a machiajelor. Eu pe acesta l-am luat anul trecut de la o tipă de pe OLX, am dat 35 de lei pe el și wow, super încântată, am fost super încântată de el. Asta e un parfum cu vanilie, dar este și un parfum pudrat. Deci, și acesta. Dacă stau bine să mă gândesc, cred că dintre toate, cel care m-a șocat cel mai mult și mi-a plăcut cel mai mult, pentru că aveam așteptările cele mai mici de la el, a fost ăsta. Se încadrează într-un top al preferințelor mele în materie de parfumuri pe care le dețin deja. Acest Bourjois. O perioadă nu l-am prea folosit, eram așa, nu mă dau cu el astăzi, dar de vreo săptămână și ceva l-am redescoperit. Bun. Nu mai știu despre câte parfumuri am vorbit, să încerc să le listez din nou.
Deci avem Paris Baroque de la Jean Couturier, avem acest Bourjois ca top al parfumurilor pudrate, avem minunatul Ignis Sphere, care se încadrează în parfumurile pudrate un pic mai vintage, cred că mi-ar mai trebui o mână. Avem Lipstick de la H&M. Da, nu pot. Așa că vi le voi arăta pe rând. Mai avem acest Moments de la Jacques Bartini. Mai avem, desigur, Pink Saga de la Ampere și favoritul meu pe care încă nu-l dețin pentru că mașina mea s-a hotărât să se strice este Junon Rose de la Alfa Romeo de pe parfumas.ro. Dar cu siguranță o să mi-l cumpăr și acela și pe acela este în lista mea de cumpărături. Dacă ar fi să aleg un parfum preferat dintre acestea toate, nu aș putea, dar lupta se dă între acestea două pentru moment. Astea două sunt în topul preferințelor mele în materie de parfumuri pudrate. Era și normal pentru că Bourjois este brandul care face produse cosmetice, iar acesta, Jean Couturier Paris Baroque, este un parfum franțuzesc și cine se pricepe mai bine la parfumuri elegante și fine decât francezi? Bun, vă las așa nota asta, sper că pozitivă. Scrieți-mi în comentarii ce credeți. Scrieți-mi în comentarii dacă v-a plăcut acest video, dacă vreți să mai categorisesc parfumurile în funcție de cum le resimt eu, dacă e vorba despre parfumuri pudrate, parfumuri fructate, parfumuri florale, deși nu cred că am prea multe parfumuri florale, ci în principal am parfumuri gurmande, dar se pare că am reușit să fac și un top al parfumurilor pudrate. Din nou vă spun ce înseamnă pentru mine ideea asta de parfum pudrat. Parfumurile pudrate sunt parfumurile care te inspiră să te gândești la machiaj, care te inspiră să te gândești la pudră, la farzi de ploape, la rujuri catifelate și la pudră din aceea de dat pe obraj. Bun. Eu am fost Adina. Voi sper că ați rămas până la final pe parfumului 35. În cazul în care nu v-ați abonat încă, nu uitați să vă abonați, apăsați pe butonul acela de subscribe, dați și un share al acestui video și, desigur, scrieți-mi în comentarii ce credeți despre acest video. Și dacă vreți să-mi dați inspirații pentru videourile mele următoare, puteți fie să-mi scrieți în comentarii, fie să-mi lăsați un mesaj pe Facebook sau pe Instagram și vă răspund cât pot eu de repede. Pa, pa! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm